Bună ziua! Astăzi aș vrea să discutăm despre sfaturile primite de la oamenii cu experiență. Adică persoanele care au o anumită experiență de viață, iar apoi încep să-ți dea niște sfaturi despre viața ta. Deci, dacă îți place un băiat sau o fată, ia tot ce poți să iei de la el, după care lasă-l, dai papuci. Și treci la următorul și la următorul și la următorul și la următorul și la celălalt. Dar ce faci când deja tu ești mai experimentată sau mai sau tu ca băiat ești experimentat și cum să zic, te-ai culcat, te-ai făcut nu știu ce înainte să se angajeze amândoi. Când ajung la muncă, ajung amândoi, se cunosc, sunt oarecum amorezați, că au o relație, na. Bun, și o relație incestuoasă, care apoi se termină în ceva de genul, haideți la noi la ședință în noastră firmă. Și eu încep, ei se gândesc, că m-am culcat atunci cu ea, când am pus mâna pe buca dreaptă, m-a atins cu sânul stâng. Sau, am pus pe buca stângă, a pus sânul drept pe mine și așa ne-am culcat și am făcut hi-ha, hi-ha. În același timp, președintele Consiliului de Administrație al firmei ne întreabă pe noi, da. Dumneavoastră ce ziceți din spate de acolo? Din spate de acolo ce ziceți? E în regulă? Păi, da. M-am văzut așa, mai șters pe tablă, știți? Și credeam că sunteți contra. Da, o să facem ce a spus dumneavoastră. Să termină ședința, dar ce a zis? Deci, chestii din acestea de viață, știi? După ce l-ai paradit pe primul, treci la următorul, dar înainte să te culci și cu el și după care să te gândești, mă, dar cum naiba să fac să... Alo, da, mă asculti? Da, vă ascult. Te ascultă cucu, că zboară din cuib de mult. Asta e viața. Câteodată primești un sfat mai prost ca să pari și mai prost decât omul în vârstă care a luat decizii proaste în viață.